Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Aripi frânte, episodul 40. Zeynep merge acasă la Ahmet și îi spune că s-a despărțit de Onur pentru că și-a dat seama că îl iubește pe el, flirtează cu el, dar Ahmet, deși e foarte confuz, nu cedează pentru că bănuiește că este doar un joc de-al ei. Onur a urmărit-o pe Zeynep și când bate la ușă, Ahmet o ascunde în baie, dar apoi Zeynep iese în halat de baie și îi spune lui Onur că relația lor a fost o greșeală și că acum este cu Ahmet. Zeynep se instalează în casa lui Ahmet și pentru că insistă să rămână, pleacă el. Muzaffer îl scoate afară pe Kemal când vede că o amenință pe Nefise cu ceva, el fiind încă sigur că Kemal a răpit-o, Emre pleacă cu Kemal. Azim îl caută pe Kemal următoarea zi și îl amenință și ea că îi va spune lui Asia despre obsesia lui pentru Nefise. Onur e distrus după ce Zeynep l-a părăsit. Nefise merge după Zeynep acasă la Ahmet, dar ea îi spune și ei că a realizat că îl iubește pe Ahmet. Nefise află apoi de la Onur despre Cemre și Ahmet și își dă seama că Zeynep face toate acestea ca să își protejeze sora. Muzaffer începe să ia mai în serios bănuierile lor și se interesează despre Kartal și ajunge la concluzia că într-adevăr el este Ahmet. Rupe parteneriatul cu Talat, iar pe Ahmet îl avertizează să stea departe de Cemre și de Zeynep. Talat se înfurie foarte tare, iar Ahmet înțelege că l-a folosit pentru scopurile lui. Kemal îl caută din nou pe bărbatul care l-a ajutat pe soțul lui Nefise să-l răpească pe Emre și îi cere să meargă la Muzaffer și să-i spună că fiul lui trăiește. Zeynep pregătește o cină romantică și îl sună pe Ahmet. Când el aude că i-a pregătit mâncarea favorită, se gândește că într-adevăr îl iubește. Cemre a aflat că Zeynep s-a mutat la el și merge la ea foarte supărată și o acuză că face toate acestea pentru că nu l-a uitat pe Ahmet, iar acum e geloasă că un tip care seamănă cu el o place pe ea. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.